Nicu Șordan, invitatul meu și al dumneavoastră la această oră, bine ați venit, vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că sunteți alături de noi. Ați parcurs Calea Victoriei ca să ajungeți la noi, Calea Victoriei pietonale, e un proiect care poartă foarte mult amprenta dumneavoastră. Da, mulțumesc pentru invitație. În seara asta nu, dar sâmbătă trecută am stat câteva ore pe aici, am fost cu copii. E un proiect care a venit de la ONG-uri, dar evident ei nu aveau logistica necesară, ei ni l-au propus nouă, că trebuie să ai, să blochezi toate intersecțiile, să ai mașini de poliție locală, polițiști locali, salvare și toate astea. În plus, noi am avut, acum nu toate, dar începând cu 27 aprilie o să avem instituțiile noastre de cultură, teatre, în special teatrele pentru copii, opera comică. Și azi, weekendul ăsta, sâmbătă, duminică, a fost primul weekend în care ne-am dus și în cartiere, în sectorul 1, pe fosta stradă Câmpina Alexandru Constantinescu azi. Da, mă bucur că oamenii redescoperă bucuria de a sta afară, de a discuta unii cu alții, de a mânca o înghețată. Asta e spiritul orașului, da. Domnule Nicu Șordan, haideți să vorbim mai întâi despre aceste sondaje. Cum mai stați în sondaje? Am văzut unele în care erați înaintea lui Piedone, altele în care el era înainte. Ce măsurători mai aveți? Nu mai am alte măsurători. După cum știți, un sondaj costă 15.000 de euro aproximativ. Prefer să duc banii pe care am în publicitate online. O să mai facem, probabil că înainte de campania electorală propriu-zisă. Cert este că avem alegeri într-un singur tur și, deși multor și mie mi-a luat mult ca să interiorizez chestiunea asta, lupta se dă între mine și Cristian Popescu Piedone. Pe măsură ce ne apropiem de alegeri, o să fie tot mai prezent acest reflex al votului util. Deci se va polariza între acești doi candidați și, ca să o spun foarte clar, domnul Cristian Popescu Piedone, repet, oricând ni s-ar părea de ciudat, e un risc ca el să câștige aceste alegeri. Cine se va mobiliza mai bine, adică electoratele care se vor mobiliza mai bine, vor câștiga. Cred că e prima oară când spuneți asta. Am mai spus-o, da. E un apel la mobilizarea electoratului dumneavoastră? Fără discuție, da. Da, fără discuție. Acum, de ce am ajuns noi aici și cum un populist condamnat penal, care a mințit de zeci de ori, e în situația asta, asta e o altă discuție. Da, spuneți și ați repetat că e parte din vina clasei politice, poate chiar a dumneavoastră, faptul că Piedone a ajuns unde a ajuns. Desigur, da. Pentru că oamenii, așa se întâmplă, când oamenii, în mod evident, au nemulțumiri pe toate nivelurile, pentru nivelul lor de trai, pentru ceea ce văd ei ca fiind nedreptate, pentru nefuncționarea unor aspecte ale instituțiilor statului. Și atunci, dacă nu au acces la informația relevantă, se uită către cine face mai mult zgomot. Asta e definiția populismului. Domnul Popescu Piedone este un populist. Adică n-a atras fonduri europene, a promis că învelopează blocuri, nu a învelopat, a promis o grămadă de lucruri, nu s-a ținut de cuvânt, dar prin zgomotul pe care îl face, unii se agață de această speranță. Bun, acum, poate că sunt oameni care, văzând că principalul nostru contracandidat e Piedone, poate că au avut mici dezamăgiri în ceea ce privește activitatea noastră de primar, dar s-au repliat, s-au reorientat pentru dumneavoastră tocmai pentru că l-aveți contracandidat pe Piedone, cu care ei nu se identifică. Și asta e adevărat, da. Da, adică dacă vrem, putem, adică o să tot facem de-a lungul acestor 8 săptămâni care au rămas, o să tot facem o analiză a ce am făcut noi în acești 3 ani și jumătate, că atât a fost, 3 ani și jumătate până acum. Și bineînțeles că au existat așteptări mari, au fost lucruri pe care am zis că le fac și le-am făcut în parte. Dar, comparând cu alternativa, sunt oameni care, da, așa, exact așa cum spuneți dumneavoastră, știu să facă diferența între ceva serios, chiar dacă nu cu viteza pe care ne-am dorit-o cu toții la începutul mandatului, și ceva total neserios.
Candidatului coaliției am văzut că nu îi răspundeți la atacuri, nu îl evocați prea mult în dezbateri, practic ați ales să îl ignorați. Cumva, da. Aștept să vină cu programul pe care l-a promis. Zice că îl ține în sertar de frică să nu îl furați. A fost un citat. Da, da. Dar, cum am spus, alegerile sunt într-un tur. Eu mi-aș fi dorit să fie în două. E ceva ce am spus încă din 2012, când prima oară au fost prin lege s-a schimbat legea alegerilor locale. Pentru democrație e mult mai bine ca alegerile să fie în două tururi. Acum, fiind într-un singur tur, lupta se va polariza între primii doi clasați și e evident cine sunt primii doi clasați în momentul ăsta. Vorbeați despre bani, spuneți că nu investiți banii în sondaje, că preferați să-i duceți online. Ați lansat o campanie de strângere de fonduri pentru dumneavoastră. Și ziceți că vreți să strângeți 450.000 de euro din donații. Pare o sumă mare. Da, în 2020 campania a costat 1.000.000 de euro. Campania mea a costat 1.000.000 de euro. Anul acesta am avantajul că sunt primar în funcție, am o notorietate, am în fine, în mod, cum să zic, implicit presa vorbește de ce fac eu sau ce nu fac, dar e nevoie pentru a comunica cu oamenii într-o perioadă în care toată lumea pune bani pe online, e nevoie de bani pentru online și pentru alte forme de publicitate. Evident că și contracandidații mei fac asta și cu sume mai mari. Eu vreau să mulțumesc celor care mi-au donat. Deci de când am făcut apelul public, dacă nu mă înșel, a fost marți, până sâmbătă erau 900 de persoane care donaseră diverse. Cum arată cei care donează bani lui Nicu Șordan ca profil? Știți ce așteaptă ei de la dumneavoastră și ce aspirații au? În niciun caz să nu le dau o casă de la AFI, așa cum a primit domnul Popescu Piedone de la prietenii de la PSD în urmă cu 20 de ani. Sunt oameni care cred în România, sunt oameni care cred în necesitatea de a schimba modul în care se face politică, cred în onestitate, cred într-un proiect și pentru asta. Adică sunt și oameni tineri și oameni care au copii și care își doresc ca copiilor să vină să rămână să trăiască în România. Deci sunt oameni care cred în democrație. Nu este foarte... Noi avem o lege care dă bani partidelor, nu și independenților, care e o lege cu oarecare limite, o lege bună, că a scos mulți din banii negri care erau înainte în politică. Și din cauza asta nu vedem apeluri cum e cel pe care l-am făcut eu ca oamenii să doneze. Dar în Statele Unite, de exemplu, în democrații consolidate, candidații strâng zeci, sute de milioane din donații, tocmai pentru că e o formă de a participa la viața societății, să donezi bani pentru cel în care tu crezi. Cum ar arăta un București cu Piedone primar, în opinia dumneavoastră? Eu cred că una din principalele probleme pe care orașul ăsta l-a avut 20 de ani a fost complicitatea politicienilor, primarilor, consilierilor locali, generali cu mafia imobiliară. Asta este primul pericol. Și domnia sa în calitate de primar al sectorului 4 și al sectorului 5 nu a avut nicio problemă să colaboreze cu oamenii ăștia. Vă aduc aminte că a dat nu știu câte autorizații de construire în Parcul Tineretului, unele dintre ele anulate de noi, în vechea mea calitate de ONG-ist în instanță. Deci n-ar avea o problemă să continue ce a fost până în 2020. Și după care, cum am văzut acum la sectorul 5, licitații pe care le câștigă întâmplător colegi de partid de zeci de milioane de euro. Deci o întoarcere la administrația locală din anii 90-2000.
Vorbiți despre mafia imobiliară și aici, domnule primar, bucureștenii se împart în două categorii. Unii care se plâng că spațiile verzi sunt asaltate, cotropite de imobile, de clădiri care apar. Circulația e sufocată din cauza unor blocuri cu zeci de etaje care apar, v-am auzit vorbind despre un bloc de 10 etaje pe o străluță de 6-7 metri, da, ceea ce este, da. Îți vine să pleci din București, dar n-ai unde, că aici e casa ta. Alții care spun că sunt foarte multe procese, dumneavoastră, primăria, aveți multe procese, multe litigii, pe unele ați început să le pierdeți, pe altele le câștigați. De fapt, toată chestiunea ține de ce ați constatat dumneavoastră în acești ani și poate ne povestiți cât de mare e nivelul corupției acolo. Bun. În primul rând, la nivel general, cred că toți bucureștenii văd că orașul ăsta s-a dezvoltat necontrolat și într-un mod corupt. Adică sunt mii de exemple de blocuri între case, de blocuri de spații verzi care au dispărut ca să se construiască blocuri, de blocuri pe malul lacului unde trebuie ai o fâșie de protecție de 50 de metri, de cartiere de blocuri care n-au școală și grădiniță și toată lumea se urcă mașină, logic să-și ducă copilul la școală sau la grădiniță. Deci asta este ceva ce bucureștenii văd. Ce e mai puțin vizibil este, pentru că e și foarte tehnic, e mecanismul prin care lucrurile astea se întâmplă. Adică faptul că am avut și avem primari care dau autorizații nelegale, pentru noi la Primăria Capitalei, pe autorizațiile în vechea administrație, 50% din cele care sunt atacate în instanță de vecini sunt anulate. Deci ăsta e gradul de ilegalitate care era la Primăria Capitalei. La Primărie de Sectoare e cam același lucru. Deci sunt primari care dau autorizații nelegale. Sunt în funcție. Ne dați exemple? Pot să vă dau, dar mărturisesc că nu am analiza completă, dar sunt autorizații anulate de instanță pe primările de sector. Pe Primăria Capitalei avem o listă de câteva zeci de exemple. De exemplu, pe strada Vasile Lascăr, unde e un regim de construire P+4, avem un bloc, o autorizație pe care Curtea de Apel a anulat-o cu P+9. La intersecția Eminescu-Tunari, un bloc ilegal de, nu mai țin minte, 11-12 etaje. Dar sunt, avem, nu mai țin minte dacă pe Eminescu, cred că tot pe Eminescu, o construcție în care un etaj e pretins de misol. Demisol înseamnă că e jumătate îngropat în pământ și tu urci câteva trepte ca să ajungi la el. Și multe exemple de felul ăsta. Și ce important administrativ este că după ce că sunt primari care dau, noi avem o instituție de control, Inspectoratul de Stat în Construcții, care nu funcționează, adică nu controlează. Avem prefectul care nu controlează și avem mai ales parchetul care... Noi avem o corupție pe care o vedem în zona imobiliară și nu avem niciun corupt pentru că parchetul nu funcționează. Da? Asta este și ultima fază a acestei... Deci după ce s-au dat blocuri ani de zile, ultima fază a acestei chestiuni a fost între 2018 și 2020, când s-au dat așa numitele puzuri de sector, care practic dublau, densificau și mai mult ceea ce e Bucureștiul nostru aglomerat și pe astea... Deci, ar fi un scandal cât casa, în mod normal, ca un Consiliu General, administrația PSD ALDE de atunci, să reglementeze întreaga dezvoltare a Bucureștiului cu niște documente din care 4 sunt anulate definitiv de instanță și 2 suspendate. Dar fiind tehnic, lumea nu-i penalizează așa cum ar trebui. Dacă Inspectoratul pentru de Stat în Construcții nu-și face treaba, prefectura nu-și face treaba, așa cum spune, și nici parchetul nu investighează, să presupunem că reveniți, bucureștenii vă aduc prin vot la Primăria Capitalei. Ce se va schimba? Că din nou sunteți prins în capcana acestor instituții, nu? Da, totuși, adică e o întrebare foarte, foarte pertinentă cea pe care mi-o puneți.
și care ține și de dezvoltare urbană și de trafic. Faptul că eu, ca primar, am propus Consiliului General și Consiliul General a suspendat aceste puzuri de sector un an, după care n-am mai vrut să le suspende, faptul că au existat niște ONG-uri care au atacat în instanță și noi în instanță, primarul municipiului București a avut poziția corectă și aceste puzuri au fost anulate și respectiv suspendate, a făcut ca fenomenul ăsta, care la anumite sectoare e scăpat încă de sub control, să se diminueze. Deci ăsta este un lucru important din ce am făcut în mandatul ăsta. Pe de altă parte, suntem în procesul de elaborare al noului plan urbanistic general, pe care l-am găsit blocat și l-am deblocat. Am putea, dar o să evităm să interferăm cu campania electorală, deci o să avem prima dezbatere pe planul de reglementări imediat după campania electorală, deci la sfârșit de iunie o să avem o primă discuție pe planul urbanistic general. Iar acest e foarte important cine este primarul care propune planul urbanistic general Consiliului, pentru că e forma pe care, de la care începe dezbaterea. Dacă este un primar care știe urbanism și știe care sunt principiile și mai ales este onest, dezbaterea pornește bine. Dacă este un primar care a fost în complicitate cu mafia imobiliară, evident că lucrurile sunt altele. Domnule primar general, vorbim despre o mare sursă de îmbogățire. V-am auzit spunând că foloasele necuvenite, așa v-ați exprimat, pentru puzurile din Nord, depășesc 1 miliard de euro, am înțeles bine? Da. Deci noi avem 6 puzuri. Cele din zona de sud sunt de ordinul foloasele. Deci vă dau un exemplu. În sectorul 4 aveam cam 50 de hectare de sere care erau prevăzute ca sere în planul urbanistic general și prin diverse puzuri ele au devenit construibile și acolo s-a construit un cartier din care ieși cu dificultate cu mașina pentru că s-au lăcămit așa de tare că nici trotuare nu sunt și sunt străzi de 7 metri. Și care acest cartier, când nivelul nostru de trai, cum s-a întâmplat? Deci nu vorbesc așa din amintiri. E un fenomen pe care, din păcate, l-au avut și orașe occidentale. Au făcut aceleași greșeli pe care le facem noi, dar în urmă cu 40 de ani. Și acum cartierele alea sunt ghetouri, pentru că nimeni, odată ce nivelul de viață a crescut, nimeni nu vrea să locuiască într-un cartier în care n-ai trotuare și în care ești o mamă cu un copil și nu ți-e frică să dea mașina peste tine. Deci, revin. Acolo aveam 50 de hectare de sere. Dacă foloseai acel teren ca seră, el avea un preț. Dacă îl folosești ca construibil, el are un alt preț și dacă înmulțești diferența acestor prețuri cu 50 de hectare, găsești 200 de milioane de euro. Folosit așa, dintr-un vot în Consiliul General. Și asta vorbim numai de o bucățică mică din sectorul 4. Deci, pe sectoarele 3, 4, 5, 6, care sunt cumva în zona de sud, foloasele, adică câștigul oamenilor doar din această ridicare de mână e total, este de sute de milioane de euro, pe sectoarele 1 și 2 care sunt în zona de nord depășesc miliardul de euro. Da, e o chestiune care impietează asupra calității vieții, pentru că se sufocă traficul, pentru că sunt oameni care își cumpără case în aceste cartiere și se trezesc că nu pot să iasă la timp, că, nu știu, poate fi o chestiune de viață și de moarte, nu? Da, este din păcate o greșeală pe care întreaga administrație românească, că nu vorbesc doar de administrația locală, ci și de aceste instituții de control care sunt centrale și vorbesc și de multe ori de complicitatea parlamentarilor, pentru că dacă nu acționează instituțiile astea, erau câteva ONG-uri răzlețe care acționau, mergeau în instanță și Parlamentul a dat o lege care le restrânge drepturile acestora în urmă cu un an sau doi. Într-adevăr, da, e o chestiune care ține de calitatea vieții, în mod evident, pentru că vedem traficul pe care îl avem și e și o chestiune de justiție. Adică
Vedem zilele astea fel de fel de anchete DNA, cum e viceprimărița din Brașov, care a dat un spațiu unui ONG să facă o expoziție și e anchetată pentru conflict de interese sau nu știu exact ce. Și pe de altă parte, eu am făcut o plângere din 2019 pe PUS Sector 3 și am spus că sunt foloase necuvenite de sute de milioane și dosarul ăsta zace în continuare. Da, conflictul cu Robert Negoiță, filmat pe Facebook, am văzut cu toții. Așa să mă întorc puțin la chestiunea ONG-știlor, pentru că spuneți că sunt vremuri grele pentru ONG-ști, care sunt puși pe fugă și în justiție și în relația cu instituțiile statului. Cum s-a ajuns așa că dumneavoastră sunteți la bază ONG-istul Bucureștiului? Da, și acum în calitate de primar, pentru că am refuzat să dau fie autorizații de construire, fie... așa numitul aviz de oportunitate pentru puzuri, sunt chemat personal în judecată în vreo 15 dosare în care mi se cer diverse sume pe persoană fizică. Cel mai mult mi se cere 75 de milioane de lei într-un dosar, că se spune că am refuzat să, în fine, să dau vreo 10 etaje undeva. Dar, bun, am trecut prin asta... sunt liniștit. Însă pentru... Ați pierdut multe procese? Niciunul în care să fiu obligat personal să plătesc. Am mai pierdut procese pe diverse interpretări ale legii, că evident că niciodată legea nu e suficient de precisă. Dar e foarte important că au fost mai multe ONG-uri care s-a întâmplat să piardă un proces, tot așa, pe interpretarea legii, nici de cum că ei ar fi acționat cu rea credință de la început. Și li s-au cerut nume personal milioane de lei. Și când faci asta pentru prima oară sau în fine faci asta dintr-o dorință de a ajuta comunitatea și riști ca dacă cumva pierzi procesul ăsta tu să practic să nu mai poți să-ți cumperi o casă, să nu mai poți să faci un credit niciodată toată viața ta, mulți din foștii mei colegi ONG-ști s-au speriat și s-au lăsat intimidați, nu-i blamez deloc și nu mai vor să audă de sectorul ONG. Cum s-a ajuns, domnule primar, să avem în planuri mai multe străzi decât sunt în realitate? E absurd. Același lucru, da. Deci modul această corupție spune că... Adică modul corupt în care s-a dezvoltat, s-a făcut dezvoltarea urbană, s-au dat așa numitele pude, adică erau niște terenuri care nu aveau drumuri și s-au dat documentații care spuneau aici vor fi 3 blocuri și aici vor fi 5 drumuri care le vor conecta cu restul cartierului. Uh-huh. Dar nu s-a spus în ele cine face drumul. Și s-au făcut blocurile și bineînțeles că investitorul n-a făcut drumurile. Și acum așteaptă să vină primăria de sector sau generală să facă respectivele drumuri. Și când un vecin vine să construiască și el un bloc, zice, uite, documentația oficială a voastră, a primăriei, spune că aici e un drum. Dați-mi și mie voie să fac vis-a-vis un alt bloc. Pe scurt, ăsta e mecanism. Și dumneavoastră la primărie ce faceți în astfel de situații? Acum, în sfârșit, deci, urbanismul e o chestiune foarte serioasă. Deci este o adevărată știință care te învață să să dezvolți orașul într-un mod sustenabil. Da? Astfel încât să nu ai părinți care se ducă cu mașina 5 km, să ducă copilul la grădiniță. Deci trebuie să pui cap la cap unde să vezi unde pui magazinele, unde sunt unitățile sanitare. Deci uh-huh. Să faci o chestie, unde sunt drumurile, cât de mare este puterea instalației de apă și canalizare ca să ajungă apa și la etajul 10. Deci trebuie să pui cap la cap toate lucrurile astea. Și noi suntem în faza, acum că lucrăm la plan urbanistic general, suntem în faza în care punem pe niveluri suprapuse toate aceste informații care lipsesc, inclusiv, cum ați spus dumneavoastră, drumurile pe care trebuie la un moment dat să le facă cineva. Da. Acum, bineînțeles că noi, dacă administrațiile precedente lucrau corect, există așa numitul plan de acțiune și spuneau
în documentația de urbanism nu se dă autorizația pentru bloc înainte ca dezvoltatorul să facă el singur drumul, așa cum se întâmplă peste tot în lume. Despre trafic, pentru că este inevitabil, e sufocant la anumite ore și v-am auzit vorbind despre un sistem de semaforizare inteligentă. Asta în primul rând, în ceea ce privește trafic. Mă rog, bucureștenii nu renunță la mașinile lor, deci pare că nu i-ați convins. Regretați că nu i-ați convins să ia mai mult transportul în comun? Bun, sunt multe lucruri de spus aici. În primul rând, trebuie, și o repet de fiecare dată, sursa traficului, principala sursa traficului e modul în care s-a dezvoltat orașul, nesustenabil. Apoi, dacă și faptul că noi am mai blocat din dezvoltările care se prefigurau a făcut ca traficul doar în anumite zone e ceva mai bun, în rest e cam același, dar nu e mai rău. Adică dacă nu blocam tipul ăsta de dezvoltare, în momentul ăsta era mai rău decât când am venit. Sunt bucuros pe transportul public, deci aici avem o creștere de 40% și mulțumesc bucureștenilor care folosesc în plus transportul public. Și asta vine din faptul că în sfârșit am cumpărat tramvaie. Noi nu mai cumpăraseam tramvaie după 89, a venit al 84, dar din cele 100 mai avem 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze care au venit și ele aproape toate. Am externalizat curățenia, ne-am dus în cartiere în care transportul public nu era. Avem platforma cu Google Maps, avem biletul comun cu metroul, avem abonamente care sunt foarte bune și individuale și cu metrou. Controlăm plecările de la cap de linie. Bineînțeles că mai avem multe de făcut, dar transportul public s-a îmbunătățit. Asta e un lucru bun pe care l-am făcut. Pe semaforizare inteligentă de care m-ați întrebat, în sfârșit am semnat contractul pentru studiu de fezabilitate. În 4 etape o să fie. Deci o să mă întrebați de ce acum. Ne-am apucat din 2021. Mai întâi am făcut un studiu tehnic, că nu știam ce e în fiecare din cele 500 de intersecții, după care am făcut documentația de achiziție, după care am făcut achiziția, după care au fost contestațiile, în sfârșit s-au terminat la sfârșit de 2023 și după aia n-am avut buget. După ce am avut buget, am semnat contractul. Acum o să începem în prima fază, 4 luni de zile, o să facem niște linii verzi pe principalele ieșiri din București și după aceea o să mai dureze cam un an până când facem o nouă achiziție pentru instalare de noi semafoare și o să avem liniile unice și cam în 3 ani o să avem 500 de intersecții conectate cu un server central. Pe scurt, ăsta este stadiul. Mai avem radialele care, cele 10 radiale care o să folosească autostrada de centură. De asemenea, fază de studiu de fezabilitate. Mai avem 50 de kilometri linie de tramvai pe care începem să-i reabilităm. Pe Babu Văcărescu se lucrează foarte bine. Avem la stadiu de studiu de fezabilitate extinderea rețelei de tramvai, inclusiv prin Piața Unirii. Deci cam în 3 ani o să avem tramvai care o să tranziteze Piața Unirii și în felul ăsta o să avem niște diagonale care străbat orașul. O să mai extindem sistemul de parcare plătită și nu gratuită în centrul orașului, tocmai ca să stimulăm oamenii să folosească transportul în comun. Pe scurt, mergem în direcția în care au mers orașele occidentale care au rezolvat problema asta. Nu așa de repede cum își doresc bucureștenii, nu așa de repede cum doresc eu, dar facem pași înainte. Povestea cu metrou a devenit un leitmotiv în această campanie. Ce se întâmplă? De ce nu vreți să acceptați metroul? Da. Eu îmi doresc metroul, cred că orice primar și-l dorește, numai că nu poți să pleci într-o aventură. Adică noi n-am avut o relație corectă cu guvernul, noi ca administrație. Discuția cu metrou a început în 2022, când la sfârșit de 2021 a fost o explozie a prețului la gaze. A fost imediat după COVID și înainte de războiul din Ucraina. A fost o explozie a prețului, s-a dublat prețul internațional al gazelor. Și eu, la sfârșit de 2021, tot anul 2022, am spus guvernului că nu ne ajung banii pentru că noi
mare parte din bani se duc la primărie de sector și factura de gaz, subvenția pentru populație, o plătim noi. Și guvernul a dat celorlalte localități 800 de milioane și nouă ne-a dat 12. Deși noi avem apartamente cât toate celelalte localități. Și aveam dreptate și ceream guvernului, spuneam că nu o să ajungem să închidem conturile la sfârșit de an și n-am reușit. La abia la noiembrie 2022 ne-a permis să ne împrumutăm 500 de milioane ca să pansăm un pic problema asta. Și în același timp în care eu ceream bani spunând că nu se închide conturile, domnul Grindea zicea să iau și metrou. Păi nu se... L-aș fi luat, dar cu ce să plătim subvenția de 1 miliard de lei? Deci, da, sunt deschis la discuția asta, însă și nu e numai subvenția de 1 miliard de lei pe an. Este vorba de toate... Și aici e o problemă generală pentru România. Noi am făcut foarte multe investiții, numai că pe investițiile astea nu s-a făcut mentenanță. Deci vă dau exemplu doar podurile și pasajele pe care le avem în București. Și au plătit sancțiuni firmele care n-au făcut mentenanța, care presupun că era prevăzută în contract? Nu. Tocmai că primarii au venit, au tăiat panglica și au lăsat așa. Deci, de exemplu, podul Grant n-a avut mentenanță și acum, ca să-l reparăm, am plătit 100 de milioane. Pasajul de la Obor, pe care o să începem să-l facem anul ăsta, expertiza spune că trebuie să dăm 200 de milioane. Poate o să dăm mai puțin în urma achiziției, dar de ordinul ăsta de mărime, la Lujerul, 200 de milioane. Deci vă dați seama ce înseamnă lucrări care nu s-au făcut în timp la toată infrastructura de metrou. Astea, la un moment dat, o să se pună problema de structură de rezistență, de chestiuni pe care, dacă primăria nu are o stabilitate financiară, ar fi o aventură să le preia. Pentru că vorbiți despre stabilitate financiară, înțeleg că aveți nevoie de oameni pe care nu îi puteți angaja din cauza austerității bugetare. Spuneți că mai aveți nevoie de 30% ca să funcționați. Da, este o întârziere la Direcția Urbanism și aici, din acest mandat de 3 ani jumate, cam jumătate din mandat nu am putut să angajăm oameni, inclusiv acum. E o ordonanță de prin octombrie-noiembrie care interzice angajările la toate instituțiile de stat, nu numai la noi. Și am solicitat o excepție și nu ni s-a dat de către Ministerul Dezvoltării. Și mai sunt compartimente care sunt sensibile. Da. Facem o foarte scurtă pauză de publicitate, dar încă n-am vorbit nici despre locurile de joacă, nici despre parcuri, n-am vorbit nici despre poluarea din București, despre toate după o scurtă pauză. Nicu Șordan, invitatul meu în această seară, spuneți că vreți să faceți din București un oraș prietenos cu copiii și ne dați o veste bună, doar că în realitate, în ultimii ani, locurile de joacă au arătat deplorabil și în Herăstrău și în alte parcuri. Ce putem face să mergem într-un parc în care să nu ne rupem piciorul din cauza denivelării din alei? Da. Ce spuneți e mare măsură adevărat pentru ce se întâmpla cam acum un an, doi. Între timp am progresat, în tineretul lui am refăcut practic toate aleile. În Cismigiu tocmai ce am început. Cismigiu arată chiar bine, adică merg acolo, sunt oameni care stau pe iarbă, că am plantat gazon care s-a și prins. Sunt oameni care e curățenie așa și cam în 2 luni facem și terminăm toate aleile. Locurile de joacă sunt noi, tot timpul sunt copii acolo, foarte mulți. Herăstrăul l-ați lăsat mai în spate. La 1 mai o să terminăm cuva lacului mare și în sfârșit o să avem apă proaspătă în lac, adică o să vedem prin apa din lacul din parcul Cismigiu, deși Cismigiu e în grafic. La Herăstrău e mai complicat. E curat acum, însă, așa cum spuneți, aleile sunt foarte deteriorate. Problema nu este de alei, problema este de maluri care alunecă către lac, pe care nu le-a mai făcut nimeni din
perioada comunistă și aici avem, o să începem, o să dureze 2 ani să consolidăm toate malurile de lac din jurul lacului și după aceea o să fie simplu să facem aleile. De asemenea, avem o problemă cu sistemul de iluminat în Herăstrău și acolo avem proiectul gata. De curat e curat, la început de mandat am avut o problemă cu companiile municipale care ele făceau curat și nu aveau, știind că le desfințăm, nu aveau cea mai mare tragere de inimă să facă curat. Terasele ilegale, domnule primar, parcă au intrat într-un nou sezon de prosperitate, deși există avertismente la adresa lor. Bun, aici sunt mai multe lucruri. Din păcate, ele funcționează în baza unor autorizații de construire care sunt ilegale, dar pe care noi nu le putem contesta, pentru că legea contenciosului zice că dacă tu le-ai dat, noi le-am dat, primăria capitalei. Uh-huh. Poți să le contești într-un an din momentul în care le-ai dat. Ele sunt date acum 10 ani, acum 7 ani. Soluția mea este și e legată de dezbaterea pe care o să avem pe plan urbanistic general, este să identificăm un loc în care să le mutăm pe toate cu acordul proprietarilor care au obținut autorizațiile respective. Tot în parcuri? Nu, undeva unde... Nu, pentru că nu ne lasă regulamentul să le mutăm în parcuri. Deci trebuie găsită o soluție. E totuși... E totuși o activitate economică care implică câteva mii de oameni. Sunt locuri de muncă, e adevărat, da. Și n-am vrut să fiu foarte agresiv cu ei și nici n-aș fi putut din motivul ăsta pe care vi l-am spus, că ei au totuși niște autorizații de construire emise de, chiar de noi în urmă cu mulți ani. Pe de altă parte, pe zona de zgomot și așa, e o chestiune care ține de poliția locală a sectorului și care înțeleg că face eforturi pentru a stabiliza. Vara, 22. Zgomotul, mai ales din cauza festivalurilor, am văzut, ați mai fost întrebat, s-a mutat festivalul Nostalgia în pădurea Băneasa. Nu, asta a fost o greșeală la care noi n-am avut nimic cu care n-am avut nimic de a face. Deci nu va mai fi festivalul Nostalgia în pădurea Băneasa? Vă întreb în interes personal să știu dacă dorm. În pădurea Băneasa, acolo e o locație privată care nu ține de noi și în locații private noi nu dăm niciun fel de aviz. Deci o chestiune care ține de tot așa, de poliția locală a sectorului care poate să penalizeze. Poliția locală asigura paza și ordinea acolo. Părea că sunt foarte implicați, deși, după cum spuneți, era o întreprindere privată. Da, da. Pe chestiunea de zgomot e poliția locală a sectorului. Da, și aici e destul de frustrant pentru că oamenii dau telefoane până noaptea târziu, poliția vine, nu vine, mă rog, să sperăm că lucrurile astea, adică o mai multă grijă pentru nopțile liniștite ale bucureștenilor, poate. Da, acolo e, dacă vorbim de parcul Herăstrău, și nefericit pentru că apa de pe lac propagă zgomotul, de aia cred că trebuie să găsim o soluție pentru a muta cu totul activitatea și să eliberăm parcul. Dar ei fiind, având niște autorizații valabile, trebuie să existe o negociere, da. Demolarea Catedral Plața, ce se întâmplă acolo? Acolo sunt, pe scurt, sunt 4 procese, din care suntem la al treilea. Deci este e păcat că în justiția din România totul durează atât. Deci este o decizie din 2010 la Suceava care spune că autorizația e nelegală. Este o decizie din 2013 de la Târgoviște și Ploiești, care spune că primarul municipiului București trebuie să o demoleze, să dea o dispoziție de demolare, ceea ce eu am fost cel care a făcut-o în 2022. După care este un proces început în 2013, prin care proprietarul încearcă să intre în legalitate și procesul ăsta s-a terminat la prima instanță în 2023. Și tribunalul a spus că nu poate să intre în legalitate, că e ilegal. Și acum, pe 23 aprilie, avem primul termen din recurs la Curtea de Apel. Dacă, și după aceea există, așa cum am spus, eu sunt primul primar care a executat acea hotărâre și a dat o dispoziție de demolare, dar ea a fost suspendată de instanță
spunând că și de tribunal și de Curtea de Apel București, care spun că așteaptă să se termine procesul de eventuală intrare în legalitate ca să nu o demolăm înainte ca proprietarii să-și exercite acest drept, să le spună instanța dacă poate sau nu poate să intre în legalitate. Eu sper să terminăm cât mai repede procesul ăsta cu intrarea în legalitate. Cred că soluția tribunalului e foarte bună. Nu poate să intre în legalitate și mai departe o să putem să executăm dispoziția de demolare. Dacă tot vorbim despre demolări, domnule primar, astăzi v-am văzut pe Bulevardul Maghieru în fața unei clădiri cu risc seismic 1, înțeleg, așa cum sunt foarte multe pe Calea Victoriei aici. Așteptăm să se întâmple, să aveți o evidență a acestor clădiri pentru a înțelege ce facem cu ele, dar ce se întâmplă dacă va fi un cutremur? Asta e întrebarea. Eu sper să apucăm și vorbesc și de noi și de guvernul care, Ministerul Dezvoltării, care are programele astea de sprijin pentru localitățile cu risc seismic, să ne mișcăm destul de repede astfel încât să consolidăm cât putem înainte de cutremur. Deci ce se întâmplă acum, și ăsta e un lucru bun pe care Ministerul Dezvoltării l-a făcut, în 2022 și 2023 s-a schimbat legea consolidării și s-a introdus înainte de expertizare, că până acum era expertizare și consolidare propriu-zisă, s-a mai introdus o fază așa numită evaluare preliminară și pe care noi am început-o. Adică avem 8.000 de clădiri în București care au o anumită înălțime și o anumită vechime. Și pe toate astea, până la sfârșitul 2025, o să le facem această evaluare preliminară, care se face mult mai repede decât expertizarea și în sfârșit, probabil că din 8.000 o să ajungem la 1.500 de clădiri și pentru alea o să facem în ordinea pe care ne-o dă evaluarea preliminară, o să facem expertizarea și consolidarea. Am obținut deja din PNRR 300 de milioane de lei, din fonduri naționale 600 de milioane de lei și avem cam 150 de clădiri care sunt în diferite faze de la proiectare până la execuție. Deci e foarte important pentru că oamenii pe bună dreptate reclamă că sunt unii care s-au mutat de 10 ani, alții de 7 ani, alții de 12 ani și nu s-au întors înapoi. Și oamenii n-au încredere în autoritate că vreodată o să poate să le dea clădirile în termenul pe care l-a promis. Și de important să facem toate procedurile ca la carte ca să nu fim în situația să ne trezim pe șantier că n-am prevăzut un lucru sau altul. Și de asta durează. Poluarea în București a început să devină o chestiune care scurtează viețile oamenilor. N-o spun eu, o spun medicii de la Institutul Marius Nasta, o spun oameni care lucrează în domeniul ăsta, o spune fostul nostru coleg Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Care este cauza pentru care vedem atât de puțină intervenție din partea statului în ceea ce privește gama mai largă de motive care generează poluarea? De fapt, care sunt aceste motive în viziunea dumneavoastră? Păi, sunt mai multe. Cel mai important este traficul și am vorbit despre cum putem să facem să, în primul rând, să nu-l mărim prin dezvoltarea haotică și după aceea toate metodele astea. Uneori chiar și în weekend, când traficul nu e atât de intens, poluarea se simte și se resimte. Uh-huh. Da, deci tramvaie, linii de tramvai, semaforizare inteligentă, radialele până în autostrada de centură, parcări plătite, toate astea. Deci asta este o componentă importantă, traficul. A doua este încălzirea. O sursă importantă de poluare sunt centralele de apartament și sobele din diferite case, apartamente și e un lucru bun că am reușit să recâștigăm încrederea în sistemul centralizat de termoficare. Adică noi acum avem o poluare, dar ea ar fi mult, mult mai mare dacă sistemul de termoficare pe care am lucrat așa de mult ar colapsa și am avea încă 550.000 de centrale de apartament. Asta e a doua sursă. A treia sursă este pierderea spațiilor verzi. Din acele puzuri de sector de care vorbeam, ar fi urmat să dispară încă 600 de hectare
și din fericire ele sunt stopate. Și după aceea avem și fenomenul arderilor din Ilfov, care din păcate nu este în competența noastră, e garda de mediu și sunt polițiile locale ale fiecăruia dintre localitățile respective. Cam astea sunt sursele de poluare. Pe cele pe care le avem în control, trafic, poluare, trafic și termoficare și spații verzi, cât de cât am acționat, da. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre și oficial n-a început campania electorală, mai e puțin până începe, nu? Dar toată lumea este aliniată în pole position. Ce vă propuneți, domnule Nicușor Dan, pentru următoarea lună de campanie? Eu să încep să comunic un lucru pe care nu l-am, pe care mi-l reproșez, este că n-am comunicat suficient în perioada acestui mandat. Cred că e important ca oamenii să știe ce am făcut, pentru că așa de promis, toată lumea promite fel de fel de lucruri. E important, și ăsta e sfatul pentru oricine votează oriunde în România, să se uite la ce au făcut oamenii înainte, nu ce promit că o să facă. Vă mulțumesc mult, mulțumesc că ați fost alături de noi în seara asta. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Urmează jurnalul orei 23 cu Andreea Moraru. Să aveți o seară liniștită.